numai stele căzătoare într-un fotbal care moare, doar iubirea alb-albastră a rămas să strălucească, e mesajul suporterilor Craiovei de la tribuna a doua. Sunt săgeți către cei de la Steaua, desigur. Iată primul 11 al gazdelor. Calancea este în poartă, așa cum vă spuneam și puțin mai devreme. Radoslav Dimitrov, Chelic, Aca și Briceac sunt în defensivă. Apostol Popov, atenție, e în linia de mijloc. Hristos Latinski și Băluță lângă el. Nuno Roce, Andrei Ivan și Bancu în atac. Salutul dintre cei doi capitani și arbitrii acestui joc. Andrei Ivan de o parte, Denis Alibek de cealaltă parte. Ovidiu Hațegani, arbitrul de centru al acestui meci, cel mai bine cotat arbitru român al momentului. Octavian Șovre și Sebastian Gheorghe sunt asistenții lui. Iată și 11-le stelei. Florin Niță este în poarta roșalbaștrilor. Mihai Bălașa, Gabi Tamaș, Wilfried Moche și Marco Momcilovi sunt ceilalți oameni din apărare. Mihai Pintili și Ovidiu Popescu, mijlocași defensivi. Antonio Iacoliș, Vlad Achim și William de Amorim alcătuiesc linia de 3 din spatele lui Denis Alibek. Avem desigur și rezervele celor două trupe. Portughezul Mingote pentru postul de portar, Matson, Mateiu, Bart, Bucurfried, Moche, Andrei Ivan la un pas o să vehiculeze. A început bine acest duel. Regekamp îl ceartă de pe margine pe Moche. Acesta nu pare foarte convins că a greșit puțin mai devreme. Tamaș pentru Niță, Moche pus sub presiune de Nuno Rocea, nu greșește și îi trimite lui Momcilovic. Achim, Pintili, iată că este folosit titular de Laurențiu Regekamp, Mihai Pintili, deși exista pentru el o indicație clară din partea patronului să nu-l mai utilizeze. O pasă a lui Nuno Rocea pentru Andrei Ivan. Tamaș se pune în fața tânărului atacant al Craiovei și atenție, este penalti. Tamaș îl faultează pe Andrei Ivan. Este lovitura de la 11 metri pentru CSE Universitatea Craiova. Tamaș îl ceartă acolo pe Florin Niță. Cred că e de portarului că nu a ieșit să îl blocheze pe adversar. Părea stăpân pe situație Gabi Tamaș, iată, avea prin planul Andrei Ivan, reușește însă să-l depășească și e cât se poate de clar faultul făcut de Tamaș, cel care debuta la Steaua într-o partidă jucată în primăvara lui 2015, tocmai împotriva Craiovei. A fost atunci un duel pe stadionul extensiv, încheiat 0-0. Da, îl împiedică Tamaș, nu cred că sunt dubii, oricum faza va fi analizată de Ion Crăciunescu la Fotbal Club. În studio mai sunt alături de Radu Naum și Liet Mintrescu și Gabi Balint. Ocazie aici pentru Craiova de a deschide scorul. Hristos Latinski este cel care execută, e față în față cu Florin Niță. Hristos Latinski, omul cu cele mai multe pase decisive pentru Craiova în acest sezon, numai puțin de 6. E un moment important al acestui joc. Hristo Zlatinski, șut și apără Niță! Hristo Zlatinski nu reușește să-l învingă pe Niță! Coliș în fața lui. Briceac, bună această pasă pentru Băluță. Băluță, un dribling scurt în fața lui Tamaș. Centrează Băluță pentru Nuno Rocea! Și iarăși o încercare de a trimite mingea cu exteriorul, așa cum am văzut până în acest moment, la Denis Alibek și Vlad Achim. Și în acest caz vorbim despre o execuție ratată. Interesantă infiltrarea lui Băluță. Un jucător cu 4 reușite în aceste rioase, lui Nicolae Calancea, portarul Craiovei. Denis Alibek a încercat să trimită pe jos, de fapt la semi-înălțime, a provocat intervenția lui Nuno Rocea. Tot Denis Alibek execută lovitura de la colț. Scurt pentru Ovidiu Popescu, Alibek cu efect interesant, mingea este respinsă de craioveni. Recuperează aici De Amorim pentru Momcilovic. Centrarea lui Momcilovic, Aca nu avea voie să greșească, un șut al lui Pintili, gol!
deschide scorul în minutul 24. Super shoot al lui Mihai Pintili, execuție superbă a mijlocașului central, pe care, sincer să fim, după declarațiile făcute în ultima vreme de finanțatorul roșialbaștilor, nu ne așteptam să-l vedem titular. Pintili, iată, este folosit, e introdus în primul 11 de Reghecam și marchează un gol foarte frumos. Sacare spinge, nu e nimeni acolo să-l blocheze pe Pintili. Venise Bancu, dar nu reușește acest lucru și Pintili înscrie un gol frumos, un gol din vole. Calancea, nu putem spune care vreo vină la această fază. Șutul a fost unul foarte, foarte bun. Este a doua reușită din acest sezon pentru Mihai Pintili. Spunea Reghecamp că pentru el capitanul formației este... Respinge Wilfried Moche, Ovidiu Popescu, Pintili spre Achim. Stăpânește bine balonul Achim și lansează pe Iacoliș. Intrare pentru Adea Morim. Iacoliș nu reușește să dea o pasă recisivă aici și este extrem de frustrat din acest motiv. A fost rezervă în prima parte a acestui sezon pentru că postul de mijlocaș dreapta era monopolizat de Adi Popa. Achim, elegant pentru Ovidiu Popescu, mai departe la Pintili. Are spațiu Pintili, Alibek, De Amorim este în partea stângă. Îi pasează Alibek lui William De Amorim, respinge Calancea. O mare ocazie aici pentru Steaua, care aduce aminte în ultimele minute de formația care a jucat în prima repriză a duelului cu CFR Cluj. Atunci seliștii au marcat un gol și au mai avut câteva ocazii, cum a trecut aici Alibek de Stefan Aca și iată șutul lui William De Amorim. Cută tot Hristo Zlatinski, foarte, foarte interesant. Nu știu dacă decizia a fost luată de Mulțescu sau a fost luată de jucători acolo pe teren. Hristo Zlatinski este un jucător cu personalitate, să vedem dacă de această dată îl va învinge pe Florin Niță. S-a auzit fluierul lui Hațegan. Hristo Zlatinski, gol! Craiova egalează! CS Universitatea Craiova, nu vorbim doar despre reușitele din acest campionat. Recent și-a prelungit cu 2 ani contractul cu formația olteană. Va mai sta provitură liberă, iată, Alibek este în preajma careului advers. Nu mai poate el fazele fixe, cel puțin în acest debut de repriză. Secundă centrală lui Achim și mingea este trimisă de Momcilovic peste poarta lui Calancea. A apărut stăpânul însă pe situație, Nicolae Calancea. Tide consecutive în deplasare fără victorie. Au fost înfrângeri cu Concordia Chiajna, Dinamo și Astra Giurgiu, plus un egal cu CFR Cluj. Dumnezeule, cum a căzut acolo jucătorul Craiovei, Hristo Zlatinski, după duelul cu Momcilovic. Sper că este totul în regulă cu jucătorul bulgar. Oh. Nu, a fost Dimitrov. A fost Dimitrov, îmi cer scuze, dar e groaznic, e groaznic. Sper că e totul, sperăm că e totul ok cu Radoslav Dimitrov. S-a speriat și Ovidiu Hațegan, a oprit jocul imediat și a alergat spre zona în care se află Radoslav Dimitrov. Pare să fie ok bulgarul. Iată o acțiune de mai devreme a lui William De Amorim și un faul făcut de Apostol Popov. Și acesta este momentul în care cade înduit, însă steliștii nu au protestat. William De Amorim acum în acțiune. William De Amorim forțează pătrunderea. Centrare pentru Gabi Enache, șut și gol! Enache marchează în minutul 79 și Steaua preia din nou conducerea. O colaborare între doi foști jucători ai Astrei Giurgiu la această fază. William De Amorim centrează, iar Enache este la finalizare, omul introdus în startul reprizei secunde de Laurențiu Reghecamp pe teren.
Iacoliș inițial a încercat să trimită mingea cu capul, iată-l pe Florin Tănase, este întins pe gazon acolo, William de Amorin centrează, cred pentru Iacoliș, acesta trece pe sub minge, iar Enache reușește să marcheze. Este al treilea gol pe care Enache îl marchează în acest sezon al primei ligi a României. Iată, oprește mingea și apoi trimite balonul